Întrebare, care? Ce linii de răspuns? Păi luați un la mânați proiectul ăsta, chemați-i pe șei, ghiget, și cum, și eu. Vă rog, dar e Ministerul Justiției care sunt diviziunea care e șezi acolo. Dar eu înțeleg că asta e grădina Moldovei, eu înțeleg. Nu e grădina Moldovei. Deci până în moment, biroul de probațiune, la multiplele adresări oficiale la DE și ei nu s-au adresat ca să încheie contractul de locațiune. Acum și eu vă mulțumesc. Eu știu istoricul la problema asta care este acolo. Noi am dat încomodat la oficiul de executare, care era pe timpul în cadrul Ministerului Justiției. Urmă, executorii, adică au fost licențiați, particulari, mă rog, acolo. Este hotărârea de guvern care spune serviciul de probațiune este succesorul în bază, la bază și materiale care o deține oficiile, activează acolo, ea. Și atâta și spuneți la voi o coaliție. Nu-i confruntați de acum pe executorii și judecătorești care sunt particular cu serviciul de probațiune care este parte componentă a unei subdivisiuni a Ministerului Justiției. Dar mai precis, spune-i face parte din departamentul Prin decizia instanțelor a fost modificat decizia și înlocuit cuvântul transmis în locațiune, transmis în comodat. Dar astăzi gospodăria comunală locativă nu are dreptul să transmită în comodat, așa cum dreptul lui nu este declarat asupra proprietății. Și asta nu înseamnă că primăria orașului Cacul nu o să încheie contract de locațiune ulterior cu probațiunea. Păi va încheia deja primăria orașului Cacul. Păi stați, vedeți, cărțile acum se mai deschid. Este o hotărâre a judecătoriei Cacul prin care spune că luați modificat, ați scos cuvântul locațiune și ați scos cuvântul comodat. Da. Deci deja v-a făcut prezistie. Acum noi spunem că acum nici așa ea nu mai merge și nici așa și nici încolo, să încheiem un contract de locațiune. Păi da, este asta de acum nu-i serios. Dar nu-i chiar așa. Iasă la chiar am încerc, mai strâns și era spun. Materialele sunt în continuare la curtea de apel și de fapt... Și de fapt asta e instituției de stat și... Și conform de bugetului de stat... Așa, și acum aceia care îi spășesc pe deață acolo, prin munca asta în folosul comunității, ei trebuie să lucreze pentru oraș. Și asta e bine. Adică eu ia pe dânșii cum i-am aparat de la bun început când le-am dat noi și ne-am determinat pe dânșii cum este iată ei. Nu înțeleg că asta e grădina Moldovei. Nu înțeleg, e grădina Moldovei. Nu. Păi, la Moldova, asta e magazinul Moldova. Care e propunerea dumneavoastră, domnul Andrei? Eu propun să fie amânat pentru data viitoare, ghitați șeful dipului de la Chișinău, să vină aici să vă lămurească, dacă trebuie să vă aducă și pe leanc în coare, să lămurească ce hotărâri au făcut ei și ce au avut ei în viere. Prim-ministru să vă aducă în coare, numai el poate să vă aducă. Înseamnă că nu se numai cu doi niciodată. Da, să merge. Alte propuneri? Nu mai sunt. Supunem votului propunerea parvenită de a amâna întrebarea pentru ședința următoare. Ce licență vă rog să vă dăm? Propus de abrogare. Întoarcem înapoi. Spune votul proiectului, proiectul comisiei, spuneți, da? Părerea comisiei, spune votul. Spun votul pe părerea comisiei de specialitate și, poftim? Păi e ordinea parvenită, nu? Dar nu este ordinea parvenită. Poți ordinea de zic că eu trucurile astea care se fac aici. Când ordinea parvenită nu mai merg. O fost ordinea de zic care a fost aprobată, sunt proiectele. Ordinea de zi, acum eu am avut o propunere care e în tangență cu ordinea de zi și cu proiectul care este. Domnul Andrei, mă scuzeți dacă eu poate nu duc bine ședința. Dumneavoastră, dar nu, dumneavoastră, aici, ședință, nu. Dumneavoastră într-o ședință mai înainte ne-a spus că nu așa, dar nu bine. Că hai să o punem pe șei, că nu cumva și neva să încurci și cum trebuie votat. Nu, ni s-a făcut observație că eu nu pun la vot în ordinea care au venit. Nu poate să fie așa ordine, care au parvenit. A fost ordinea de zi, noi am votat-o, așa? Dacă mai bine, eu o propunere, domnul Andrei,
Dacă comisia și proiectul nu se pune în calcul în cazul de față. Merge discuția asupra întrebării. Când comisia poate să pune, când comisia nu poate să pune. Păi nu s-a doamna. Eu mă stăru să fiu corect în ducerea ședinței, nu? Nu, nu pare bine. E corect, dar nu faci observații. Bine, ascultăm juriștii. Dacă e vorba că trebuie să se opunem votul, nu se pune votul proiectul comisiilor, dar modificările parvenite, propuneri de modificare sau de... Supun votul totuși propunerea domnului Vancevici și pentru, vă rog să votăm. Șase pentru, împotrivă. Nimeni s-a obținut. Считайте это сам, воздержался. Тогда 7 воздержался. Пентру 6. Сау обтянут 7. Сау обтянут 15. 15 плюс жалюк 16 сау обтянут. Пентру оботат 6. Împotriva nimeni așa o expus. Supun votului proiectul de decizie în întregime. Cine pentru, vă rog să votăm. Mulțumim, împotriva. Împotriva s-a abținut. Următoarea întrebare din ordine zic privire la aprobarea deciziei consiliului. Încălcăm regulamentul. Care? Ora 12:06 minute. Este propunere să mergem în pauză? Eu propun că mai vin două întrebări și mergem pe urmă cu totul. Nu erau fost prelungim sau nu? Supun votului propunerea domnului Aramăț, mergem în pauză. Cine pentru, vă rog să votăm. Eu mi-o retrag. Vă retrageți? Eu și nu mă rog să mă duc. Dar nu mai este nevoie de a vota. Următoarea întrebare cu privire la abrogarea deciziei Consiliului Orășănesc ACU numărul 6/4 din 18 septembrie 2013 cu privire la transmiterea folosinței temporar gratuită a spațiului pe strada Ion Vodă cel Cumplit 85 orașul ACU. Avizul comisiei pozitiv, Comisia de Buget și Finanțe s-a expus astăzi. Dacă sunt întrebări? Nu sunt. Supun votul acest proiect de decizie. Cine pentru, vă rog să votăm. Mulțumesc, împotrivă. S-a obținut nimic. Decizia a fost adoptată. Următoarea întrebare cu privire și ultima cu privire la demersul Direcției Generale Teritoriale Sud a Centrului Național Anticorupție. A fost examinat la ședința Comisiei de Buget, avizul cu Comisiei pozitiv. Dacă sunt întrebări? Păi am întrebat întâi consilierii și când mă vedem cu vățul dumneavoastră. Da, da. Dacă sunt întrebări? Întrebări nu sunt. Scăjiți pe presiunul. Prezentați-vă, vă rog. Dumnealui cere cuvânt să se expună. Este cineva împotrivă? Nu. Poftiți. Nu se prea aude, dacă scoate mai tare sau... Ce mai tare sau apropieți-vă? Acum scriu ceva mai explicit. Demersul nostru e cunoscut. Putem? Gata?
ce scris în demersul nostru, cred că e clar la toți. Există în gestiune organul de urmărire penală, al DGTS-ului, al CNIA-ului în cauză penală. Unde se cercetează funcționarii publici din cadrul primăriei? Cauză penală pornit în baza articolului 327. Cod penal, adică folosirea situației de serviciu în interes personal. Obiectul cauzei penale este inclus în demersul respectiv. Cu privire la acest demers, și vreau să vă menționez și vă solicită organul de urmărire penală. Organul de urmărire penală nu vă solicită să stabiliți voi existența sau nu a prejudiciului. Există probatoriu pe marginea cauzei penale, aprecierea asupra căruia o face organul de urmărire penală și procurorul la etapa urmăririi penale. Și ulterior instanța de judecată, în cazul diferirii cauzei penale instanța de judecată. Respectiv, în respectivul demers adresat de organul de urmărire penală a CNA, vi se solicită doar aprecierea dacă 80.000 și câte acolo lei sunt sau nu prejudiciu considerabil pentru administrația publică locală. Atât. A doua întrebare. Desemnarea unui reprezentant al Consiliului în cadrul procesului penal pentru recunoașterea lui ulterioară în calitate de reprezentant al părții vătămate și părții civile, în cazul în care va fi formulată o acțiune civilă. Aceasta este tot ce vi se solicită în cadrul procesului penal. Ceea ce vi s-a prezentat în proiectul decizii, care l-am văzut și eu acum, se fac trimitere deja la unele probe din materialele cauzei penale. Vă atrag atenția. Aprecierea probelor în cadrul procesului penal nu sunteți voi în drept să o faceți. O facem noi. Voi puteți să o faceți să înaintați cele de mersuri. Și atât. Eu mă uit unde punctul 2. Ținând cont de raportul de expertiză, numărul cutare, 0919-2012, efectuat de către Agenție de Expertiză și Evaluare, Proexpert Sud, Consiliul Orșănesc, la moment nu consideră suma ca prejudiciu în genere cauzat bugetului orșănesc. Aceasta e scris în proiectul deciziei. Dar noi avem alt proiect. Doamna, cine este? Doamna... Eu așa am. Tricolici. Așa am înțeles, că asta s-a prezentat dumneavoastră deja. Nu, la noi e altul. Se atestă ca clasite fiind înțeles că prejudiciu cauzat în sumă de... La cine la noi? La cine la voi? Nu suntem într-un consiliu? Poftim? La cine la noi și la cine la voi? Doamna Tricolici, care e angajată în primărie, cel puțin așa decizii mi-a proiect mi-a prezentat. Ca să-i spunem discuții la consiliu. Nu, dar nu poate să... Acest proiect a fost discutat în comisie. Domnul Antonu, stați un pic, că noi am discutat alt proiect de decizie, nu vorbiți ceea ce nu... Corect. Îmi pare rău că eu am depus la data de 28 februarie 2014 propuneri ca consilier să introduc întrebarea asta în ordine de zi, dar în baza articolului 19 alineat, cu toate când unii s-au propus, eu am înaintat-o la ședință. Asta a fost demersul. Asta e proiectul de decizie, o derbire. Ia uite la proiectul meu de decizie, care mi-a l-a discutat. Noi acum discutăm proiectul de decizie la nivelul ordine de zi, la început ședinței, parcă. Dar dumneavoastră mai aveți unul despre ce merge vorba. Când am propus, am înțeles sugestia dumneavoastră. Care este sensul formulării? Eu aș vrea ca toți înțeleagă care este sensul de mersul înaintat de organ de urmărire penală. Și ce solicită și atât. Я должен пойти, если я не знаю.